Partidul Social Democrat propune impozit pe venit zero la salariu minim prin creșterea deducerilor personale, plafonul maxim fiind salariul de 6.000 de lei. Astfel, 80-85% dintre salariați vor fi cuprinși în această măsură și vor avea câștiguri nete semnificativ mai mari. 80-85% dintre salariații țării, cei cu salariu minim, vor beneficia de impozit pe venit zero, astfel vor avea câștiguri nete semnificativ mai mari. Este vorba în special de cei între salariul minim și pragul salarial de 4.000 de lei. Contribuțiile sociale rămân, deci nu este afectat bugetul de pensii sau de sănătate și nici dreptul la pensie al salariaților. O soluție ușor de aplicat fiscal, cu un impact bugetar de doar 0,2 din PIB, se aplică pe un singur contract de muncă, astfel încât să se prevină divizarea artificială a salariilor pe mai multe contracte. Este o măsură de justiție socială care ajută marea masă a salariaților, în special pe cei din economia privată, cum ar fi angajații din Horeca. Umiliți de guvernarea liberală, dar și pe sutele de mii de români ținuți de patroni în zona salariului minim.